Salutare, prietenii mei dragi, cu voi este Mihail Isaicul și astăzi pe acest teren frumos o să facem un antrenament cu propria greutate, absolut fără nicio construcție. Antrenamentul de astăzi o să fie alcătuit din 5 exerciții care o să le facem una după alta, câte 15 repetări la fiecare, ca să ardem cât mai multe calorii și desigur că să arătăm foarte bine, să avem un corp bine tonificat și estetic. Deci să începem. Vreau acum să vă arăt aceste 5 exerciții care sunt ele, ca să știm ce să facem una după alta, da? Facem primul exercițiu, 5 secunde ne odihnim, al doilea exercițiu, 5 secunde ne odihnim și așa mai departe. Deci primul exercițiu desigur că va fi sărituri pe pământ. Facem 15 ori. După aceea, imediat, trecem în poziția de jos, da? Și facem, simtem cu genunchiul la mână, facem flotare. După aceea, imediat, trecem pe spate, mâinile împreună, și facem abdomenul. La fel, 15 repetiții. După aceea, trecem în exercițiu mai ușor, pur și simplu sărit în față, înapoi. După aceasta, ultimul exercițiu vom face, pur și simplu, flotare, sus, așa, și vreau să vă zic un lucru, deci 3, 2, 1, let's go! Deci, pentru cei care le este greu să sunt domnișoare și fac chestiile acestea, le faceți din genunchi, da? Tot așa stăm, facem flutare, ne ridicăm. Doar că să fim pe genunchi, dacă vă este foarte complicat. Între setele ne odihnim 3 minute. Adică acum am terminat, avem 3 minute, începem următorul set fix aceste exerciții. Trebuie să știm că facem 5 seturi, câte 5 exerciții. Așa că se face. Deci, prietenii mei, acesta a fost un antrenament cu propria greutate. În orice condiții puteți face acest antrenament chiar și acasă, oriunde nu veți afla. Dar nu trebuie să uităm să răsflăm între seturi, adică să inspirăm și să expirăm și desigur că să facem odihnă între seturi de restabilire. Cu voi a fost Mihail Isaicu, nu uitați, scrieți în comentarii dacă v-a plăcut așa fel de video, ce doriți să vedeți un video următor și desigur că nu uitați de like-uri, comentarii și cei care sunteți noi să vă abonați la canal.
până data viitoare. Antrenamente în stradă și desigur street.